cred că luni, dar mă rog, a fost destul de simpatic urmărind relatările, pseudo-relatările a ceea ce s-ar fi întâmplat legat de prefect. În realitate, cu excepția câtorva discuții principiale, să le spunem, nu a fost abordat până acum subiectul. Luni îl avem pe agenda coaliției. Vom folosi algoritmul, cel mai probabil algoritmul acesta. E și o etapă de negociere, după care dacă nu... Stați un pic, algoritmul. Algoritmul a fost la împărțirea numerică. Acum cum veți trage? La asta vă referiți? Îi veți trage? Da. Adică va fi ordinea, cum sunt? PNL, USR, PNL, UDMR, PNL, USR plus. Deci cum vine deci în funcție de reprezentarea procentuală în cadrul coaliției. Acesta este rezultatul final. Evident că o să încercăm și negocieri punctuale în funcție de persoanele pe care le avem, de zonele de reprezentativitate pe care le avem. Adică va fi o discuție, sunt foarte liniștit, nu a fost tensiuni nici la stabilirea secretarilor de stat, să spunem, sau la distribuția lor între ministere. Avem niște procente, discutăm despre ele. Asta am făcut și la negocierile de coaliție. În momentul în care mergi cu instrumente profesionale, lucrurile sunt mai simple. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.